Odată cu relaxarea măsurilor de siguranță, parcurile devin cele mai căutate obiective și cu cât sunt mai mari și mai sălbatice, cu atât au mai mulți vizitatori. Este și cazul parcului dendrologic Simeria, loc unic în România. Considerat monument național, parcul, care se întinde pe 70 de hectare, adăpostește peste 2100 de specii aclimatizate din toată lumea. În aceste zile, parcul din Simeria este mai căutat ca niciodată. Aerul curat, aleile izolate și marea de verde îl fac să fie destinația ideală pentru o zi de relaxare în natură. E bine oricum să mai ieșim, să ne mai mișcăm, să vedem și altceva. Cum a fost în parc? Foarte frumos, mai ales copacii au fost minunați și verzi. Ce ți-a plăcut cel mai mult și cel mai mult? Florile. Parcul este unic în România pentru varietatea speciilor de flori și arbori pe care le adăpostește, peste 2100. Liniște păsărele și destindere după pandemia asta care mai este. Peisajul unic îi atrage și pe pasionații de artă. Într-un fel e liniște, într-un fel. Găsești cam orice, și dimineața și seara, și când e ceață și când e ploaie. Veniți des? Cât se poate, cât se poate. Cu familia, mai și singur, mai și cu prieteni la fotografiat. Parcul dendrologic din Simeria a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea. Familiile nobiliare au omenajat atunci zăvoaiele naturale din lunca Mureșului în stil englezesc romantic. Chiar și arhitectura căsuțelor din parc aduce aminte de locuințele de piatră din satele Regatului Unit, iar lacurile și cursurile de apă sunt pline de pești și broaște țestoase. Broscuța, ați văzut-o? Nu am văzut-o, uite-o. Voi ce ați găsit? Flori. Flori? Și în lac ce sunt? Mormoloci. Mormoloci? Da, și broscuțe. Accesul în parcul dendrologic Simeria este gratuit în aceste zile până pe 15 iunie. După această dată, iubitorii de natură vor plăti o taxă de acces de 4 lei pentru un adult și 2 lei pentru un copil.